bine ați venit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Montana este un loc foarte special pentru mine și pentru John. E un loc superb. Cred eu top 3 locuri superbe din America și cred că singurul alt loc în care aș locui în afara LA-ului în acest moment, din punctul meu de vedere. Ei, s-a evit o chestie și trebuie să merg în Montana. Eu cu John mergem cam în fiecare an o dată pe an. Trebuie să merg în Montana, nu e grav. Și așa că o să zbor. O să merg, mă duc la aeroport. Acum sunt drum spre aeroport, mă duc fără băieți, doar eu. N-am fost într-un avion din ianuarie 2020, când duceam din Noua Zeelandă. Da, e prima dată când plec de lângă Johnny. Singurul altă dată când am fost fără Johnny a fost când am avut operația la sâni. Și am stat o noapte fără el. Dar în rest tot timpul am fost acasă, așa că e prima dată când sunt fără Johnny. John a mai plecat de acasă și, bine, înainte să l-am pe Johnny, mai veneam în România singură. Dar, da, n-am mai fost fără Johnny. Într-un fel, sunt foarte încântată că o să fiu singură, pot să petrec timp singură. În special după carantina asta atât de lungă și tot timpul acasă cu amândoi. Mă bucur de momentele astea singură, dar în același timp, nu știu, o să-mi fie dor de ei, bineînțeles. E normal. Așa că, gata, nu mai vorbesc. Mă duc că trebuie să ajung la aeroport. Plec cu mașina mea, că nu vreau să iau Uber-ul. Am făcut rezervare la un, din asta, o parcare. O să las mașina acolo și, pe urmă, iau un autobuz de la parcare. Au autobuzele lor speciale. Și mă duc la aeroport. Check-in-ul mi l-am făcut, nu am bagaj de cală. Așa că o să fie interesant. N-am mai fost la aeroport, bineînțeles, de când cu COVID-ul. Și o să fie foarte interesant să văd cum e să zbor pe timp de COVID. Da, și o să vă arăt. Nu o să am mult timp să mă plimb prin oraș sau prin Montana să vă arăt, dar numai peisajele să le vedeți cât de superbe sunt și o să filmez, bineînțeles, să vă arăt puțin din Montana. Prea atât n-am vrut să filmez pentru că nu vreau neapărat să fiu că m-am dus ce-am făcut și din astea, dar în același timp vreau să împărtășesc frumusețea Montanei cu voi, pentru că e un loc superb, 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 superb. Așa că, da, gata, Larisa, am plecat la drum. We'll be right back.
spontană, nu știu cât m-au auzit, că am dat drumul la căldură în mașină, că e frig de crapă pietrele. În sfârșit mi-a dat jos masca aia, că am ținut-o de la 10 dimineața până acum. Nu știu cât e ceasul, cred că e 3:30 în ea. Da, că aici e 4:30. Am ghiriat o mașină și mă duc la hotel. Acum aștept să încălzească puțin. Aproape am alunecat în parcare, am cizme de iarnă și toate alea, aproape am alunecat că eu mergeam ca o prințesă, că sunt parcare. Aproape am alunecat că e gheață, ce crezi? Da, e foarte frumos aici, foarte frumos, să vorbesc mai multe despre cum am simțit și cum a fost zborul și toate astea când ajung la hotel unde e cald și bine și să-mi cumpăr niște mâncare, că mi-e foame. Am ajuns, m-am spălat, o să vă zic ce e asta pe mână. M-am spălat pe mâini și fac un tur al camerei și mă duc să cumpăr de mâncare, că nu mai pot de foame. Dar nu vreau să fac desordine aici înainte să fără camera. E foarte drăguță, dar n-am foarte multă lumină naturală. Asta e intrarea, sunt la parter. E un hotel din ăsta pe tip motel, cum era înainte. Am vrut să fie așa pentru că nu au... Nu trebuie să mă duc în interior, pe un coridor, nu nimic. Azi doar afară, intru în cameră la mine și gata. Și, din păcate, aici sunt sub scări, nu prea multă lumină naturală, dar e ok. Aici, mic birou, mica fancy. După care, patul. Oh, cred că o să fie foarte comod. Are acolo... Asta e o hartă, cred că. Cu toate străzile din Bozeman. E foarte frumos. Stăm în Bozeman, care e un oraș... Nu știu dacă e cel mai mare din Montana, dar e un oraș destul de mare. E un oraș universitar. Este o universitate aici. Un oraș studențesc. După care... Adică foarte, foarte basic. Nu ai foarte mult, dar îmi place chiar așa modern, cum modern, dar nefinisat. Nu știu cum se numește stilul ăsta, dar îmi place. Nu mi-ar place la mine acasă, dar îmi place așa cum arată estetica. După care au ușa asta, farmhouse door, farm door, cred că așa îi spun în engleză, care e pe șine. Și o și baia foarte mică, dar curată, asta îmi place mie. Prefer să stau într-un loc care e mai mic, dar mai curat decât unul mai mare și mai mult. Dar asta sunt eu după toate orele de zbor și de purta mască, mi-e foame de nu mai pot. Și nu are cadă, mi-ar fi plăcut să fac o baie, dar știam dinainte să vin că e doar duș. Era un singur alt hotel care mi-a plăcut, dar este atât de mare și trebuie să... Sunt prea multe coridoare și asta așa să evit. Și așa am zburat și am fost în avion și am asumat anumite riscuri, nu am chef de mai mult. Da, cam asta e turul camerei. Pentru mine singură e suficient de mare. Adică și dacă eram cu Johnny aveam loc în camera asta. Da, o să mă duc să mănânc. De ce am chestia asta pe dedesubt, dacă vedeți aici pe sub chestia asta albă? E doar o mânecă care o țin acolo de când am avut operația, pentru că mi-a scos câțiva noduli limfatici. Pot să dezvoltez, să încep să am o boală numită limfadima, prin care mi se umflă foarte tare brațul. Și atunci o chestie care ar putea să determine boala respectivă să se declanșeze ar fi zburatul, pentru că ești la presiune foarte mare când ești în avion. Și așa că trebuie să port chestia asta, compresa asta. E de aici de la umăr până aici. Ar fi și o mânușă pe mână, dar aia nu o port pentru că tot timpul face rană aici. Nu știu, cred că trebuie să găsesc o alta. Dar da, trebuie să o pun cu 3-4 ore înainte de zbor și să o dau jos 3-4 ore după zbor. Cred că o să o dau jos după ce vin cu mâncarea și mă pun să mănânc. Beautiful life, hold up your head a little prouder, come on and
venit cu mâncarea, nu a fost deschis. De fapt, bufetul ăsta la care mă duc eu de fiecare dată când venim aici, nu avea deschis chestia cu bufet cald și nici sandwich-urile, nici smoothie-urile. Înainte, asta îmi plăcea cel mai mult. Și nu era deschis. Dar am avut câte ceva chestii la frigider și mi-am cumpărat că nu mai pot de foame. Tot că am vrea să vă arăt, după care mănânc și pe urmă vorbim. M-am oprit și la librăria aia cu pomul, cu bradul din cărți în vitrină și am cumpărat lui Johnny, că trebuie să-i dau ceva, că mă simt vinovată că am plecat, o carte din asta cu acțibilul cu trenuri și mai are un prieten care e nebunit după trenuri, așa l-am luat și lui una. Și după care asta cu, mijloace de transport, să cred că o să-i dau de Paște. Așa, mi-am cumpărat o baghetă, am uitat să-mi iau tacâmul și o trebuie să mă întorc. După ce am ajuns la hotel, mi-am dat seama, o trebuie să mă întorc. O salată de cartofi, e vegană, a fost $3.50. Nu, mi-e foame, mănânc orice acum. Nu am avut salată, niciuna care să fie vegană, așa că mi-am luat cruditățile astea și o să mănânc cu hummus. Mi-am dat seama că hummusul lor e bun. După care un curry. Iar n-am aici o microunde, dar o să mănânc așa pentru că nu mai pot de foame. Și niște tofu și mi-am cumpărat și chestia asta. Asta la Alina, la Viața peste Ocean. Ea și-a luat-o. Are zahăr și nu știu de fapt dacă are zahăr, dar are ulei de cocos cu siguranță și nu-mi place asta, dar zahăr de cocos. Dar îmi este foame, mănânc orice, nu știu ce mi-a luat-o. Dacă nu mi-era foame, nu mi-aș fi cumpărat-o. Și 3 banane pentru micul dejun. O pun să mănânc și vorbim pe urmă. În sfârșit am mâncat. Mâncarea a fost foarte bună, puțin cam sărată după gustul meu, pentru că nu folosesc multă sare, chiar aproape deloc. Și asta a fost puțin mai sărată, dar a fost foarte bună. Și desertul, tartele alea micuțe, au fost foarte bune. Mă simt mult mai bine acum că am mâncat. Aștept să mă sună băieții să vorbesc cu ei, după care fac un duș, cred că mă culc. Toate că aici e 6:30 acum și ar fi 5:30 în LA. Probabil că o să mă uit puțin pe YouTube sau pe Netflix sau pe ceva și după care o să mă culc. A fost interesant să zbor, să merg undeva fără băieți. Sincer, pe toată pandemia asta mi-era dor să merg la aeroport, să merg cu avionul, să plec undeva. Nu sunt chiar în vacanță, dar tot am plecat de acasă. Tot a fost bine până când eram aproape să aterizăm, când am început să văd zăpada și munții și când eram la 10 minute de aterizare și m-am gândit, bineînțeles, la Johnny cât i-ar fi plăcut toată zăpada aia să o vadă și cât de frumos să fie numai într-un avion, că tot timpul mă roagă, când vede un avion pe cer, tot timpul mă roagă, hai mami, te rog, du-mă la aeroport, mami, hai să mergem într-un avion, te rog, te rog, te rog. Da, chestia pe care trebuie să fac, numai eu trebuie să fiu. Și nu am vrut să-l supun la risc, nici pe el, nici pe John. Și una e pentru mine să-mi țin masca pe față de la 10 dimineața până la 4 după amiaza. Mi-am dat-o jos înainte să mă îmbarc. M-am dus într-un colț în care nu era nimeni și am băut niște apă și am băgat 7 migdale în gură. Și atâta. Și una e pentru mine, alta e pentru Johnny care are 3 ani de zile. Înțelege să-ți țină masca pe față, dar nu știu, nu mă simt confortabil să-i cer să țină masca pe față 6 ore. Sau, da, cam 6 ore, cam atât a fost. Montana e un loc special pentru noi. Sincer, cum am spus și la începutul video, cred că e un loc în care mă văd locuind. Singurul alt loc pe lângă LA. Dar problema este că vremea nu e prietenoasă. Adică e frig și e mai frig decât în România. Acum nu e chiar așa de frig afară. Adică, na, sunt minus câteva grade, dar nu mi-a intrat încă frigul noase. Adică pentru ceva care locuiește aici, deja s-a săturat de frig. Eu eram, nu e chiar atât de frig. Problema este că de ce aș vrea să mă mut în Montana e pentru că oamenii sunt mult mai de treabă, sunt mult mai se bazează pe încredere. Sunt diferiți decât în LA și te tratează diferit și faptul că e comunitate mică, e o altfel de viață și ei se mișcă mai încet. Totul se mișcă mai încet decât în LA. Și odată mă gândesc așa că avem câțiva ani de zile cu Johnny până pleacă la facultate. Știu că are doar 3 ani de zile, dar încerc să mă bucur de el cât mai mult.
Avem anii ăștia până pleacă la facultate, în care să ne bucurăm, să stăm cu el. Și mi se pare că în LA ne grăbim, mergem prea repede, avem prea multe de făcut. Și nu petrecem la fel de mult timp cu el. Dar, pe de altă parte, mi este frică, mutându-ne aici, o să-mi fie dor de agitația aia, dar în special de vremea aia. Principalul motiv pentru care locuim în LA este faptul că vremea este extraordinar de frumoasă și avem locuri de muncă. Dacă am venit aici, ar trebui să ne găsim altfel, alt tip de locuri de muncă, pentru că sunt câteva firme de producție de televiziune, dar nu sunt mari, nu cred că am reușit să lucrăm neapărat pe domeniul ăsta. Și după care m-aș plictisi probabil de zăpadă, că e frumos pentru mine, așa că nu... N-am mai fost la frig și la zăpadă din... De acum 4 ani de zile, când eram când am fost în Canada și eram gravidă cu Johnny. E frumos, o zi, două, dar sunt sigură că după o iarnă m-aș plictisi. Așa că nu există locul perfect. Nu există un loc perfect. Dar astea ar fi unele dintre plusurile și minusurile la mutatul aici. Nu sunt aici ca să ne mutăm, să știți, nu de-aia am venit. Oricum, dacă ne-am decis să ne mutăm, probabil că ar dura cel puțin un an de zile ca să putem să ne deslipim de LA, să ne scoatem din priză de acolo și să ne mutăm aici. Da, a fost interesant să fiu în avion fără ei. După care am venit la hotel, o să fac mâine, o să vi-l arăt din afară. E un hotel gen vechi, dar renovat și are... Da, e renovat frumos, doar că ai minimul necesar, adică foarte minim. Și este un magazin, de fapt, e o mini-alimentară cu chestii mai sănătoase și are și un bufet. Și acolo mânceam tot timpul când veneam aici și mâncam și mâncarea foarte bună. Ei, bineînțeles că din cauza la COVID e închis. E închis bufetul, care l-au avut numai de la 11 până la 3 sau 2 jumate. Și după care avea un bufet cu sandvișuri, îți făceau ei sandvișuri și smoothie, tu numai le spuneai de care. Ăla e permanent închis. COVID. Așa că au avut o secție acolo numai la frigider cu chestii preambalate și mi-am cumpărat câte ceva de acolo. După care m-am oprit la, la librăria aia cu pomul. M-a zis că e o afacere locală și să-i cumpăr și ceva lui Johnny. Johnny știe că am să văd un doctor în LA și că stau acolo peste noapte. Că nu vreau să-i spun că am luat avionul. Săracul copil, care el, asta e tot ce își dorește. Să-i spun, păi măta, deja s-a dus cu avionul și tu stai acasă. Am zis că da, și suport o afacere locală și să cumpăr ceva pentru Johnny. Și după care am ajuns la hotel și mi-am dat seama că am uitat să-mi iau linguriță de plastic ca să mănânc. M-am dus la recepție și zic că nu au, pentru că ei nu au mâncare aici, și m-am dus înapoi și mi-am luat de la alimentarea aia. Și da, cam asta este planul. Nu știu, o să mă uit la televizor, o să fac un duș fierbinte, o să mă uit la televizor și o să vorbesc cu băieții mei și cam atâta. Iubesc orașul ăsta, cum arată. Și ăsta cred că e celălalt hotel. Ar fi trebuit să stau acolo, că nu e așa departe, n-am știut sigur locația. Și ăsta, The Lark, ăsta de aici e hotelul unde stau eu. Și arată așa ca un motel vechi. Îmi place că nu trebuie să mergi înăuntru, că vezi, toate ușile sunt acolo. Și ești din afară, dar m-au băgat acolo sub scări și nu am lumină. E un hotel drăguț. I'm so tired of the same things. I want to enjoy the life. It's not good to live like this. I guess it is not life. I like to live this nightmare. See where I can get me high. I like to just get out of here. Dimineața mă duc și mi-am cumpărat un matcha pentru că m-am trezit la 5 jumate aici și asta e 4 jumate în LA.
m-am trezit singură. Mă trezisem că am crezut că am uitat să plătesc nu știu ce factură. Deci, n-am dormit extraordinar de bine. M-am trezit câteva ori că aerul condiționat aici, nu știu, bă, era prea frig, bă, era prea cald, nu era nicicum. L-am setat la temperatura normală ca să stăm acasă, dar bă, era prea cald. După care, în sfârșit, am reglat temperatura să fie corectă. Și după care m-am trezit la 5 când era prea frig, i-am dat drumul, după care la 5 jumate m-am trezit de tot. Da. Am ieșit puțin afară. Aș vrea să filmez un video, că dacă nu filmez un video aici, nu pot să postez sâmbătă. Dar, din păcate, vecinii mei sunt prea gălăgioși. Așa că mai aștept puțin, poate pleacă din cameră și nu o să fie așa de gălăgioși ca să pot să filmez. Dacă nu, asta este, nu o să pot să postez sâmbătă. Și, da, am de gând să plec de aici la 10 jumate. Să plec spre Livingston, să-mi fac treaba acolo și după care spre aeroport. Cam asta e planul meu. Chiar sper să filmez, că chiar mi-aș dori să să pot să filmez video și să pot să postez sâmbătă. Nu-mi place nu știu, știu că nu e o mare tragedie dacă nu postez într-o zi, dar cu YouTube-ul e dacă nu-ți intri într-un ritm și nu continui, pierzi. Și ca și cu orice obicei, că e un obicei pentru mine să filmez și să postez, dacă nu-l fac o dată, după care zic și data viitoare să nu-l fac și tot așa. Da, sper să liniștească băieții de lângă mine sau să ducă să mănânce micul dejun, ceva de genul, și o să filmez. Da, îmi pun să-mi beau cafea, am mâncat o banană, am și o brioșă care m-a dus de acasă pentru gustare pe avion și n-am mâncat-o, așa că o să-ți fie micul meu dejun, brioșă și cu matcha, cu lapte de ovăz, cred că l-au făcut. E chiar aici, lângă hotel. E frumos hotelul. Nu e gălăgios neapărat, e strictul necesar. Cred că mi-ar fi plăcut să am și o cadă. Știam dinainte că nu am cadă, nu știu de ce. De fapt, n-am vrut să stau la celălalt, că n-am știut cât de departe. Era peste drum. Așa că știu data viitoare. Da, gata cu vorbitul, că vorbesc numai că mi somn. Hotelul mi-a dat chestia asta la recepție. Un carnețel de notițe. Asta e numărul de la recepție și parola și gol în interior. Așa cred că o să-l dau lui Johnny să coloreze în el. Dar așa arată statul Montana. Asta e forma lui. Aici e granița cu Canada. Aici e, cred că, Seattle. Are o mărime de 380.800 de kilometri, lungimea de 410 kilometri și lățimea de 1015 kilometri. Capitala este Helena, chiar dacă Bozeman este un oraș destul de mare, nu e capitala. Am pregătit să ies la o plimbare și să filmez puțin din oraș. Mi-am pus, nici mai știu cum să mă îmbrac gros, mi-am pus puține șarfe astea la gât, că nu pot să mă închid geaca, că mă sugrumă. De fapt, n-am mai fost, nu știu, nu mi-am mai închis o geacă groasă de mult așa pe gât. Și cu asta vine așa, e prea strânsă, dar nu-i strânsă, nu știu ce în capul meu. Nu mai am experiență, antrenament. Mă duc să filmez puțin prin oraș, nu știu dacă o să găsesc ceva deschis, că e 9 dimineața. I'm so tired of the same thing. It's not good living like this. I guess it is no life. I like to live this nightmare. See where I can get me high. I like to just get out of here. All I want is to get out of this. Run into the woods. I want to escape this plastic, elastic world. This plastic world. Timpul vă arăt cartiere din LA. Și să vă arăt și cartiere din Bozeman. Casele sunt diferite. Dar tot așa, nu construiesc 5 case la fel.
bucurie să mergi prin zăpadă. Ah, ce fain e! Sunt frumoase și casele astea în montană, așa de cochete și, nu știu, zdrăgălașe. Așa îmi place să văd cartierele rezidențiale, să văd cum locuiesc oamenii. Foarte interesantă casa asta, cum are pasajul ăla acolo în mijloc. Deci cred că sunt două case într-una. Întârziere, dar să vă arăt ce mi-am cumpărat. N-am mai avut timp să și filmez în magazin. M-am oprit la Lululemons și mi-am cumpărat bustiera asta care am pătat-o cu deodorant. Noroc mi-a fost bună. Și o pereche de Jaeger. V-am arătat aia care am probat. I-am cumpărat lui Johnny pentru Paște un joc cu tren, că-i plac trenurile acum. Mi-am cumpărat plasa asta cu Bozeman, că mi-a plăcut prea mult, a fost cam scump, a fost $65, dar e făcută în America și zice că poți să pui până la 50 de kg în ea, așa că... Și mi-am cumpărat și un tricou, era făcut în state, și mi-a plăcut așa, că e un fel de rock and roll simplu. Cu pereche de blugi, arată super din punctul meu de vedere și a fost $40.
S-au întâmplat atât de multe. De azi dimineație, nu știu, 2:30, tocmai am oprit și mi-am cumpărat niște mâncare, o să mănânc și pe urmă mă duc la aeroport. Am plecat din Bozeman, m-am dus în Livingston, am rezolvat puține din chestia care trebuia să le rezolv, dar se pare că poate mai trebuie să vin înapoi miercuri. Azi e vineri, aș rămâne aici, dar nu pot 5 zile fără Johnny și nici nu știu dacă trebuie neapărat să vin înapoi miercuri. Și să stau aici 5 zile, hotel cu mașină de închiriat, vine la același preț cum, ca și cum dacă aș veni înapoi, în miercuri. Și e și chestia că dacă nu trebuie să vin, nu mă stau degeaba. Da, asta e una chestie, una la mână. Doi, am ajuns în Livingston, o dura mult mai mult decât mă așteptam. Multe drumuri sunt... Adică drumurile principale și autostrada sunt dezăpezite, dar drumurile secundare încă mai au ceva zăpadă pe ele. Mașina care o am eu, închiriată, e o mașină mică, că n-am găsit niciun jeep. Am văzut o persoană care era împotmolită, așa că trebuie să merg încet ca să nu mă împotmolesc și eu. Și, doamnește că nu m-am împotmolit. Așa că totul dura mai mult. Într-un înapoi spre Bozeman m-am oprit la Montana Grizzly Encounter. Urșii, care sunt în sălbăticie, mamele au grijă de puii lor. Dacă ceva se întâmplă la mamă, puiul... Dacă nu au trecut 2 ani de zile cu mama lui, nu știe cum să supraviețuiască în sălbăticie de unul singur. Nu știe, nu are... nu a învățat suficient de la mama lui cum să supraviețuiască. Și câteodată mamele sunt... atacate de alți alte animale sau dacă mama atacă, în special în Yellowstone, de exemplu, dacă atacă o persoană, atunci ursul ăla trebuie ucis. Pentru că nu este, nu știu, lumea în parc nu ar mai fi în siguranță. Cu toate că lumea e, li se spune să meargă pe drumul principal, numai pe cărările de, care au semne, dar câteodată se întâmplă ca cineva să se aventureze prea mult în pădure, prea mult prin parc, prea aproape de cuibul mamei și atunci... Persoanele sunt atacate și atunci ursul trebuie, mama trebuie ucisă, din păcate. Nu e neapărat o chestie cu care sunt de acord, dar asta e legea. Și atunci puiul rămâne în sălbăticie de unul singur. Puiul ăla nu o să supraviețuiască foarte mult. Dar dacă Montana Grizzly Encounter ia puiul respectiv și are grijă de el, îl hrănește și trăiește... Într-o situație ca și asta, un urs poate să trăiască până la 35 de ani. Pe când în sălbăticie trăiesc, cred că până la 20 de ani. Da, așa. Și m-am oprit să văd urșii și să văd niște prieteni de-a lui John. Mă pun să mănânc și mă duc la aeroport că e târziu. I'm so tired of the same things. I want to enjoy the life. It's not good living like this. I guess it is not life. I like to live this nightmare. See where I can. Shines a little brighter. Go on and smile a little.
Am ajuns în LA, nu știu cât mă vedeți, dar am zis să vă dau impresiile acum la cald, că mă duc acasă și o să sară Johnny pe mine și eu pe el și nu o să mai vrem să ne despărțim și nu o să mai apuc să mai vorbesc cu voi. Avion, au fost doar 12 persoane în avion, ceea ce a fost uimitor pentru mine. N-am mai zburat în viața mea cu un avion care să aibă doar 12 pasageri. Bine, nu e un avion extraordinar de mare, dar și așa, doar 12 mi s-a părut uimitor. Călătoria asta a trebuit să o fac. Nu a fost de plăcere neapărat, dar m-am și relaxat că n-am fost tot timpul, n-am muncit tot timpul. M-a scos din zona de confort puțin, pentru că am mai călătorit singur în Statele Unite, dar niciodată nu am închiriat o mașină, niciodată n-am făcut-o pe parcursul iernii cu zăpadă, n-am mai condus în zăpadă de când am locuit în România. Nu că e greu, dar trebuie să-ți amintești cum merge treaba. Da, a fost foarte bine. Bineînțeles, cum mă trezeam în LA și vedeam toate luminile alea și stai, orașul meu, casa mea, orașul ăsta așa mare. Asta e chestia, că te obișnuiești aici și ți se pare tot timpul că e mai bine peste hotare, că e mai bine dincolo și te duci dincolo și e frumos, dar după care vine acasă și, orașul meu. Tot că lumea conduce ca nebunii, era să am un accident în drum, când mă întorceam, unul conducea foarte tare și m-a depășit pe dreapta, nu știu cum depășești pe dreapta, în fine, da. Cu siguranță ne mutăm în Montana în viitorul apropiat, dar cine știe, poate în câțiva ani. Dar da, e bine să fiu acasă în LA, orașul ăsta mare și nebun, mă încarc așa cu energie, cum nebune, așa cum toată lumea. Mă duc la Johnny, că abia aștept să-l văd, mi-e atât de dor de el. Și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Și probabil, nu știu, poate o să mai am videouri din Montana în curând. Cu siguranță o să mai am, pentru că o să mergem anul ăsta toți trei. Poate o să mai am încă în curând, o să vedem. V-am pupat și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Ciao! Pe Hollywood Boulevard acum. Ciao!